Stimați colegi deputați, bună dimineața! Este ora 10:02, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Toată lumea și-a luat locurile. Da, mulțumesc, stimați colegi. Rog să începem ședința. Înainte de toate, rog secretariatul să anunțe prezența. Mult stimată doamnă președinte a Parlamentului Republicii Moldova, stimați deputați, stimate doamne deputate, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența din 101 deputați, 84 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Nicolaescu Onofrei Liliana, Năstase Andrei, Sandu Maia, Melnic Viorel, Drăguțanu Otilia, Plahotniuc Vladimir, Andronache Vladimir, Candu Adrian, Botnar Constantin Cerere, Candu Adrian la fel Cerere și Andronache Vladimir, Șor Ilan, Bologan Victor Cerere, Nantoi Oazu Cerere, Rotundu Svetlana concediu medical, Oleinic Alexandr concediu medical, Ulanov Denis Cerere, Ceban Ion Cerere și Vitiuc este. Stimați colegi, avem 83 deputați înregistrați la ședința de astăzi. Ședința este deliberativă. Înainte de a începe propriu-zis ședința, rog să onorăm drapelul. Da, mulțumesc, stimați colegi, ca de obicei, înainte de a începe ședința, am avut o zi de naștere și a sărbătorit ziua de naștere domnul Bogdan Țârdea. Îl felicităm și îi dorim mult sănătate. Stimați colegi, noi avem o ordine de zi propusă de către biroul permanent, pe ordine de zi care a fost ieri discutată la ședința biroului permanent, sunt 9 subiecte și la urmă avem interpelări la această ordine de zi, dacă sunt careva obiecții. În scris n-a parvenit nimic. Da, domnul Cebotar, aveți ceva la ordine de zi? Vă rog, domnul Cebotar. Da, doamnă președinte, dragi colegi, vă mulțumesc, bună ziua. Conform prevederilor articolului 112 și 115 din regulamentul Parlamentului, Partidul Democrat înaintează o moțiune simplă asupra activității doamnei Natalia Gavriliță, ministrul Finanțelor Republicii Moldova. Permiteți-mi să vă prezint și conform procedurii urmează să îi dăm citire de la tribuna Parlamentului. Da, poftiți. Bună ziua încă o dată, dragi colegi! Prin prezenta deputației din Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 105 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 112-115 din regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, înaintează moțiunea simplă asupra activității Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova, doamnei Natalia Gavriliță. Motivarea acestei moțiuni simple este una foarte simplă, dragi colegi. Deja în mai puțin de 2 luni de zile, din păcate, acest minister s-a arătat a fi unul absolut ineficient. S-a arătat a fi un minister care a preluat administrarea cu toate facturile plătite și mai mult de 3 miliarde de lei în cont și în același timp a reușit în doar 2 luni de zile să își demonstreze incapacitatea de a acumula mijloace
financiare suficiente la bugetul de stat pentru a acoperi conturile, pentru a plăti salariile și pentru a realiza acele proiecte în care este angajată plenar Republica Moldova. Nu au găsit alte soluții acest minister decât să vină și să-și bage mâinile în buzunarele cetățenilor noștri. Și au propus să anuleze etichetele de masă. Apoi s-au corectat și au spus că vor impozita etichetele de masă. Ceea ce înseamnă să anulezi de fapt acest proiect. Etichetele de masă este acel beneficiu la care are acces 50.000 de salariați, dar de care beneficiază de fapt 150.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Și mulți alți angajatori, întreprinderi mici și mijlocii, care datorită acestui proiect au creat multe locuri de muncă și care erau în proces de planificare și deschidere a multor alte locuri de muncă. La fel am auzit, pentru că nu am văzut, deoarece este o lipsă de transparență absolută, despre intenția Ministerului Finanțelor de a spori taxa pentru valoare adăugată de la 10% la 20% pentru industria Horeca. Această inițiativă a apărut ca așa cum este obișnuit, peste noapte, în rea tradiție acestei guvernări a socialiștilor și a blocului acum, nu a fost consultată cu nimeni. Am văzut reacțiile mediului de afaceri. Am văzut ce ne spun cetățenii. Și știm exact care va fi impactul asupra acestei industrii. Vor fi închise multe întreprinderi. Mulți oameni vor rămâne în stradă. La fel ne îngrijorează calculele și motivațiile care nu au nicio rațiune economică în intenția de a elimina scutirile personale pentru cetățenii cu venituri lunare de până la 20.000 de lei. Considerăm că acestea sunt mai mult decât suficient la această etapă ca să solicităm în regim de urgență să fie inițiate următoarele măsuri. Să fie inițiată procedura de demitere din funcția Ministrului Finanțelor a Republicii Moldova, doamnei Natalia Gavriliță. Publicarea angajamentelor luate față de Fondul Monetar Internațional. Stoparea inițiativelor fiscale care vor duce la distrugerea unor ramuri întregi ale economiei naționale, inclusiv a celor la care m-am referit mai sus. Încetarea atacurilor în adresa mediului de afaceri și a miilor de angajați cinstiți care vor să muncească, să câștige o bucată de pâine și să supraviețuiască în Republica Moldova. Promovarea doar a celor politici fiscale care vor încuraja crearea locurilor de muncă, plata impozitelor la bugetul de stat și încurajarea dezvoltării mediului de afaceri. Continuarea politicilor guvernului precedent care a servit intereselor Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Stimați colegi, din cei care ați venit cu această moțiune, moțiunea este semnată de 21 de deputați, cel puțin așa i-am numărat eu, după semnături. Noi vom examina, inclusiv ședința biroului, dar era mai logic să veniți cu această moțiune, după ce venea Ministrul Finanțelor cu rectificarea bugetului și cu propuneri de modificare a politicii fiscale. De ce? Este dreptul dumneavoastră, am luat act, mulțumesc. Stimați colegi, era logic măcar 3 luni de zile să aibă lucrat Ministerul Finanțelor. De ce? Haideți, absolut, este dreptul dumneavoastră, noi am luat act, nu mai dezbatem lucrul acesta. Stimați colegi, alte propuneri la ordinea de zi n-au parvenit. Cine este pentru aprobarea ordinei de zi propusă de biroul permanent, rog să votați. Nu știu, unanim, dar la precis majoritatea celor prezenți. Stimați colegi, începem examinarea ordinei de zi. Primul proiect din ordine de zi este sub numărul 146, inițiator domnul Litvinenko, și aveți vreo 5 proiecte de genul acesta cu depunerea mandatelor de deputați, vă rog să prezentați. Fiecare pe rând, fiecare votăm proiect de hotărâre. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul numărul 146 din 25
iulie 2019, urmarea cererii de demisie depuse Parlamentului Republicii Moldova de către deputatul în Parlament Viorel Melnic, ales în circumscripția uninominală numărul 48, orașul Slobozia, municipiul Tiraspol și Bender, a fost elaborat proiectul de hotărâre prin care se propune să se ia act de această cerere de demisie și să se declare vacant mandatul deputat pentru circumscripția numărul 48, orașul Slobozia, municipiul Tiraspol și Bender. Având în vedere cele menționate, solicit susținerea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, întrebări nu sunt, vă rog raportul comisiei. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre numărul 146 din 25 iulie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament și menționează următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să se ia act de cerere de demisie a domnului deputat Viorel Melnic și să se declare vacant mandatul de deputat pentru circumscripția uninominală numărul 48, orașul Slobozia, municipiul Tiraspol și Bender. Conform articolului 69 alineat 2 din Constituție și articolul 2 alineat 6 din legea 39/94 despre statutul deputatului în Parlament, unul din temeiurile din cetarea calității de deputat îl reprezintă demisia. În conformitate cu articolul 2 alineat 8 din legea numărul 39/94 despre statutul deputatului în Parlament, cere demisie din funcția deputat se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul prin hotărârea sa va lua act de cerere de demisie a deputatului și va declara mandatul ca fiind vacant. Comisia juridică a constatat că cererea prin care se informează despre renunțarea la mandatul de deputat a fost depusă de către domnul Viorel Melnic în adresa președintelui Parlamentului la data de 17 iulie 2019. Drept urmare, membrii Comisiei Juridice au decis în unanimitate să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre a Parlamentului numărul 146 din 25 iulie 2019. Mulțumesc! Mulțumim, stimați colegi, întrebări nu sunt la acest proiect de hotărâre. Cine este pentru a fi aprobat proiectul de hotărâre numărul 146 din 25 iulie 2019 privind constatarea demisiei unui deputat și constatarea faptului acestui post vacant pe circumscripție, rog să votați. Practic unanim. Mulțumim. Este votat. Următorul proiect, numărul 147, domnul Litvinenko, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, în adresa președintelui Parlamentului a parvenit cererea de demisie depusă de doamna Otilia Drăguțanu. Urmare a acestei cereri a fost redactat proiectul de hotărâre a Parlamentului numărul 147 din 25 iulie 2019, conform căruia se propune să se ia act de cerere de demisie a doamnei deputat Otilia Drăguțanu, aleasă din partea Partidului Democrat din Moldova, și să se declare mandatul de deputat ca fiind vacant. Având în vedere cele menționate, solicit sprijinul plenului Parlamentului în adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, vă rog să prezentați și raportul comisiei. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre numărul 147 din 25 iulie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament și comunică următoarele. Prin proiectul respectiv de hotărâre se propune Parlamentului să se ia act de cerere de demisie a deputatului Otilia Drăguțanu, aleasă din partea Partidului Democrat din Moldova, și să se declare mandatul de deputat ca fiind vacant, conform articolului 69 alineat 2 din Constituție și articolul 2 alineat 6 din legea numărul 39/94 despre statutul deputatului în Parlament, unul din temeiurile de încetare a calității de deputat îl reprezintă demisia, conform articolului 2 alineat 8 din legea 39/94 despre statutul deputatului în Parlament, cererea demisie din funcția deputat se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul prin hotărârea sa va lua act de cerere de demisie și va declara mandatul ca fiind vacant. Comisia juridică a constatat că cererea prin care se informează despre renunțarea la mandat a fost depusă de către doamna Otilia Drăguțanu în adresa președintelui Parlamentului la data de 19 iulie 2019. Drept urmare, membrii Comisiei Juridice au decis în unanimitate să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 147 din 25
iulie 2019. Mulțumesc! Mulțumim, stimați colegi, cine este pentru a fi aprobat proiectul hotărârii numărul 147 din 25 iulie 2019, rog să votați. Unanim. Mulțumesc. Următorul proiect, domnul Litvinenko, vă rog, 148. Da, doamnă președinte, stimați colegi, urmarea a cererii depuse de deputatul Liliana Nicolaescu Onofre, aleasă din partea blocului electoral Acum, platforma Da și Pas, s-a redactat un proiect de hotărâre privind demisia unui deputat, înregistrat cu numărul 148 din 25 iulie 2019. La fel ca și în celelalte cazuri, acest proiect propune Parlamentului să se ia act de cerere de demisie a deputatului Liliana Nicolaescu Onofrei, aleasă din partea blocului electoral Acum, platforma Da și Pas, și să se declare vacant mandatul de deputat. Având în vedere cele menționate, solicit sprijinul în adoptarea acestui proiect de hotărâre a Parlamentului. Mulțumim. Și raportul comisiei. Comisia juridică a examinat proiectul de hotărâre numărul 48 din 25 iulie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să se ia act de demisia, de cerere de demisia deputatului Liliana Nicolaescu Onofrei, aleasă din partea blocului electoral Acum, platforma Da și Pas, și să se declare mandatul de deputat ca fiind vacant. Conform articolul 69 alinea 2 din Constituție și articolul 2 alinea 6 din legea 39/94 despre statutul deputatului, unul din temeiurile din cetare a calității de parlamentar îl constituie demisia. Conform articolului 2 alinea 8 din legea 39/94, cererea demisiei se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul prin hotărârea sa va lua act de cerere demisiei și va declara mandatul ca fiind vacant. Comisia juridică a constatat că cererea prin care se informează despre renunțarea la calitatea de parlamentar în temeiul articolului 5 alinea 1 din legea 39/1994 a fost depusă de către doamna Liliana Nicolaescu Onofrei în adresa președintelui Parlamentului la data de 8 iulie 2019. Drept urmare, membrii Comisiei Juridice au decis în unanimitate să propună Parlamentului spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre numărul 148 din 25 iulie 2019. Da, mulțumim, stimați colegi, cine este pentru a fi aprobat și acest proiect de hotărâre sub numărul 148 din 25 iulie 2019 și rog să votați. Unanim. Mulțumesc. Și următorul proiect, 149. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, în adresa președintelui Parlamentului a fost înaintată cererea demisiei depusă de către domnul Andrei Năstase. Urmarea acestei cereri de demisie a fost redactat proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 149 din 25 iulie 2019, în care se propune să se ia act de cerere de demisie a deputatului Andrei Năstase, ales din partea blocului electoral Acum, platforma Da și Pas, și să se declare mandatul de deputat pentru circunscripția uninominală numărul 33, municipiul Chișinău, ca fiind vacant. Având în vedere cele menționate, solicit sprijinul în vederea adoptării acestui proiect de hotărâre a Parlamentului. Mulțumesc. Și raportul comisiei. Doamnă președinte, stimați colegi, Comisia Juridică a examinat proiectul de hotărâre numărul 149 din 25 iulie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să se ia act de cerere de demisie a deputatului Andrei Năstase, ales din partea blocului electoral Acum, platforma DAS și PAS, și să se declare mandatul de deputat pentru circunscripția uninominală numărul 33, municipiul Chișinău, ca fiind vacant. Conform articolului 69 alinea 2 din Constituție și articolul 2 alinea 6 din legea 39/94 despre statutul deputatului în Parlament, unul din temeiurile de încetare a calității de deputat îl reprezintă demisia. În conformitate cu articolul 2 alinea 8 al legii 39/94, cererea demisiei din funcția deputat se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul, prin hotărârea sa, ia act de cerere demisiei și declară vacant mandatul de parlamentar. Comisia juridică a constatat că cererea prin care se informează despre renunțarea la calitatea de
deputat a fost depusă de către domnul Andrei Năstase în adresa președintelui Parlamentului la data de 8 iulie 2019. Drept urmare, membrii Comisiei Juridice au decis în unanimitate să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 149 din 25 iulie 2019. Mulțumesc, stimați colegi, cine este pentru a fi aprobat proiectul hotărârii 149 din 25 iulie 2019 și rog să votați. Unanim. Mulțumim și următorul proiect, tot a dumneavoastră, 150. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, în adresa președintelui Parlamentului a fost depusă cererea de demisie a deputatului Maia Sandu, aleasă din partea blocului electoral Acum Platforma Da și Pas. Urmare a acestei cereri a fost redactat proiectul de hotărâre numărul 150 din 25 iulie 2019, prin care se propune, ca și în celelalte cazuri, să se ia act de cerere de demisie a deputatului Maia Sandu, aleasă din partea blocului electoral Acum Platforma Da și Pas, și să se declare mandatul de deputat pentru circumscripția numărul 50 la Vest de Republica Moldova ca fiind vacant. Având în vedere cele menționate, solicit sprijinul plenului Parlamentului în vederea adoptării și a acestui proiect de hotărâre. Mulțumim și raportul comisiei. Doamnă președinte, stimați colegi, Comisia Juridică a examinat proiectul de hotărâre numărul 150 din 25 iulie 2019 privind demisia unui deputat în Parlament și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să ia act de cerere de demisie a deputatului Maia Sandu, aleasă din partea blocului electoral Acum Platforma Da și Pas, și să se declare mandatul de deputat pentru circumscripția uninominală numărul 50 la Vest de Republica Moldova ca fiind vacant. În conformitate cu articolul 69 alineat 2 din Constituție și articolul 2 alineat 6 din legea numărul 39/94, unul din temeiurile de încetare a calității de deputat îl constituie cererea de demisie. Conform articolului 2 alineat 8 din legea 39/94, cererea de demisie se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul prin hotărârea sa va lua act de cerere de demisie a deputatului și va declara vacant mandatul de deputat. Comisia Juridică a constatat că cererea prin care se informează despre renunțarea la calitatea de deputat în temeiul articolului 5 alineat 1 din legea numărul 39/94 a fost depusă de către doamna Maia Sandu în adresa președintelui Parlamentului la data de 8 iulie 2019. Drept urmare, membrii Comisiei Juridice au decis în unanimitate să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 150 din 25 iulie 2019. Mulțumesc! Mulțumim, stimați colegi, cine este pentru a fi aprobat proiectul de hotărâre numărul 150 din 25 iulie 2019 și rog să votați. Unanim. Mulțumesc. Următorul proiect de lege pe ordinea de zi este inițiativa sub numărul 52 din 31 mai 2019. Lectura 2 prezintă Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie. Doamna Bacalo, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, onorată asistență, în conformitate cu prevederile articolului 49, alineatul 1 din regulamentul Parlamentului, Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie a fost sesizată spre dezbatere în fund cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Inițiativa legislativă a unui grup de deputați a examinat proiectul vizat și în lectura a doua. Plenul Parlamentului a examinat proiectul de lege în prima lectură la data de 19 iulie 2019, la etapa de pregătire a proiectului de lege pentru a fi supus spre dezbatere în lectura a doua, au fost examinate amendamentele deputaților, avizile comisiilor permanente, avizul Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, avizul Guvernului, precum și raportul de expertiză anticorupție a Centrului Național Anticorupție. Membrii comisiei au examinat fiecare amendament înaintat, acestea fiind incluse în sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor anexate a prezentului raport. Cu votul unanim, Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, ținând cont de interesul public major al prevederilor proiectului discutat, propune plenului Parlamentului adoptarea în lectura a doua
a proiectului de lege numărul 52 din 31 mai 2019 cu amendamentele admise specificate în sinteza amendamentelor. Mulțumim, doamnă președinte. Stimați colegi, întrebări nu văd, dar lectura a doua întrebări poate fi doar din partea autorilor sau autorilor de amendamente. Domnul Alaiba, apăsați butonul că nu vă văd. Nu are întrebări. Nu aveți. Mulțumim. Doamnă președinte, nu aveți întrebări. Stimați colegi, se supune votului. Stimați colegi, vă rog să reveniți cu toții în sală. Se supune votului pentru a fi aprobat în lectura a doua proiectul de lege sub numărul 52 din 31 mai 2019. Cine este pentru, vă rog să votați, numărătorii, vă rog să-mi dați rezultatele. Sectorul 1. 27. 27. Sectorul 2. Domnul Anastalcă, tot dumneavoastră, vă rog. Sector 38. 38. Sectorul 3, vă rog. Sector 3, 21. 21. 86 de voturi. Stimați colegi, noi în sală, vă rog să numărați deputații în sală. Vă rog să numărați că noi ne-am pomenit că avem 86 de voturi. Stimați colegi, domnul Vreme, vă rog să vă calmați, vă rog să ne dați rezultatele pe sector. În genere, noi în sectorul, stimați colegi, pentru sectorul 2 noi nu avem stabilit un numărator. Noi l-am rugat pe o nastalcă ca să vede mai bine. Calmați-vă, vă rog, calmați-vă. Nu suntem copii la școală. Da. Domnul Anastalcu, sectorul 1, câți deputați avem? 27. 27. Sectorul 2? 37. 37. Sectorul 3? Sectorul 3, câți deputați avem și care au votat? Sector 3, 21. 21. 85 deputați, secretariatul, vă rog, 85 deputați au votat pentru aprobarea acestei legi în lectura a doua. Vă mulțumim foarte mult pentru aplauze. Următorul proiect de lege este proiectul inițiativa sub numărul 136 din 17. Stimați colegi, vă rog să fiți atenți. 136 din 17 iulie 2019, inițiativă din partea unor deputați, domnul Lebedinski, în calitate din partea autorilor. Vă rog să-l prezentați. Stimați colegi, domnul președinte, inițiativa a venit, de fapt, la sugerarea direcției juridice a Parlamentului, reșind de faptul că prin adoptarea legii muzeilor la 7 a 12 2017 a fost prevăzut că angajarea personalului de specialitate în muzeile aflate în proprietate publică se face de administrația publică locală. Respectiv, în cazul muzeilor care sunt fondate de către UTA Găgăuzie, urmează să fie de adunare generală, de către consiliile locale. Și există o problemă pentru că conducătorii acestor muzei nu își pot angaja personalul de specialitate. Respectiv, propunerea este să fie modificat alineatul 5, articolul 19, legii cupririi la legii muzeilor, în așa fel ca angajarea personalul de specialitate în muzeile aflate în proprietate publică se facă prin concurs organizat de către conducerea muzeului sau de administratori în cazul muzeilor instituționale. Tot? Da. Stimați colegi, întrebări nu văd, că sunt domnul... Este o întrebare. Acum vă văd. Doamna Crețu, Efrosinia, da. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Efrosinia Grețu, fracțiunea Partidului Democrat. Stimați colegi, întrebarea mea este către raportor. În urma
comunicării dumneavoastră am înțeles că obiectivul specific al acestui proiect de lege pentru modificarea articolului 9 din legea muzeilor este pentru a îmbunătăți procedura de angajare a personalului din muzee. De o facilita. Eu cunosc situația, atât și dumneavoastră specificați anume, când muzeele din autoritatea publică locală de nivelul 1 și 2. Cunosc situația din aceste muzee. În marea majoritate, în muzeile din raioane, sunt câte doi angajați. Dacă este directorul și al doilea specialist pe 0,5. Iar în administrația publică de nivelul 1, în toate muzeele, pe 0,5 directori din lipsă de cadre și surse financiare. Și atunci, întrebarea mea este... Dumneavoastră, ați făcut cunoștință cu organigrama și statele de personal din muzeele, din autoritățile publice locale, din nivelul 1 și 2? Da. Dacă da, atunci cum va organiza un director concursul pentru angajare dacă el e o singură persoană? În cazul când există în organigramă și specialiști, el se poate să se angajeze. Dacă în organigramă lipsește și în regulamentul și statutul acestui muzeu nu sunt prevăzute alte funcții, el nu poate să se angajeze. Noi vorbim de funcțiile vacante. Da, mulțumim. Mai aveți a doua întrebare, doamna Crețu? Da, vă rog, doamna Crețu. Doua logic se urmează după prima. Dacă e un singur director, pentru organizarea concursului este necesar de avea o comisie, atunci va fi nevoit la fel să ia specialiști din administrația publică locală din nivelul 1. Stimată doamnă, noi vorbim de muzeele unde există mai mult de un specialist. Nu vă axați doar pe un muzeu care îl cunoaște dumneavoastră. Poate fi mai multe muzee unde toate sunt 2, 3, 5 angajați. Da. Și ca directorul să poată să angajeze acești specialiști, să nu se adreseze la Consiliul Raional sau la Consiliul Municipal să facă acest concurs ca să știe un specialist. Să nu se ducă la administrația publică locală pentru un astfel de concurs organizat care durează și jumătate de an. El să-și poate să-și facă misiune. Da, mulțumim. Doamna Crețu, mai aveți? Nu. Mulțumim. Alte întrebări n-au parvenit. Domnul Lebedinski, raportul comisiei, vă rog. Stimați colegi, raportul comisiei, acest proiect de lege a fost examinat pe data de 17.07.2019. Prin raportul comisiei s-a votul 7 membri prezenți, s-a propus Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului numărul 136 din 17.07.2016 în prima și a doua lectură. Hotărârea a fost adoptată pe data 25.07.2019. Mulțumesc. Stimați colegi, întrebări nu sunt. Este propunerea să fie supus votului acest proiect. În două lecturi. Dacă nu sunt amendamente de la nimeni, dar cred că nu poate să apară, că e un proiect pur tehnic. Noi am, stimați colegi, noi am discutat la ședința biroului. Da. Atunci o să întreb ședința plenului. Îl votăm în două lecturi sau într-o lectură? Fracțiunile, vă rog. Vă rog, fracțiunile, fracțiunea socialiștilor, vă rog să spuneți. Două lecturi. Fracțiunea Partidului Democrat, vă rog. Domnul Deacov. Votăm în două lecturi, doamna Efrosine, da? Da. Da, mulțumim. Raport, raportorul pe temă, da? Fracțiunea PAS. Fracțiunea PAS, vă rog. Domnul Grosu. Noi vrem opinia dumneavoastră. Două. În două lecturi. Da, fracțiunea, da? Domnul Slusăr. În două lecturi. Stimați colegi, unanim. Propunerea a fost unanimă. Am uitat, doamna Tauber. Să vă uite rău. Doamna Tauber, vă rog, fracțiunea Șor. Fracțiunea Partidului Șor va vota în două lecturi. Da, mersi, mulțumesc. Stimați colegi, este un subiect tehnic. Haideți să nu facem polemică. Se propune pentru a fi votat în prima lectură proiectul de lege sub numărul 136 din 17 iulie 2019. Cine este pentru, rog să votați. Practic unanim.
și se supune votului, după cum a fost expus de către fracțiuni, pentru a fi votat în lectura 2, proiectul de lege sub numărul 136 din 17 iulie 2019, lectura 2, numărătorii vă rog să ne dați rezultatele. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii vă rog. Sectorul 1, 27. 27, sectorul 2. 37. 37. Sectorul 3. Sector 3, 21. 21. 85 de voturi, proiectul a fost votat în lectura 2. Mulțumesc. Următorul proiect de lege este proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, înregistrat sub numărul 118 din 11 iulie 2019, prezintă guvernul, secretarul de stat a Ministerului Economiei. Mulțumită, doamnă președinte, mulțumită, deputați! Vă prezint proiectul de lege privind ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, care a fost semnat în 2018 pe 12 iunie. Acest acord menționat este unul bilateral, este interguvernamental, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei. Acest tratat internațional vizat are drept scop consolidarea raporturilor economice și investiționale reciproc avantajoase, crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea activităților investiționale a agenților economice în ambele țări, reglementarea relațiilor economice, comerciale-economice, ceea ce ulterior va contribui și va avea un impact asupra fluxului investițional în ambele țări. Deci, prezentul acord nu amendează și nu implementează și nici nu substituie vreun tratat existent. Până în prezent nu au fost semnate sau încheiate tratate în domeniul economic sau tratate similare cu partea canadiană, și de aceea el este unul foarte necesar. Acordul vizat nu conține prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra economiei Republicii Moldova, ci din contră va contribui la extinderea colaborării moldo-canadiene în diversele sectoare ale economiei. Acest acord de promovare și protejare a investițiilor nu vine în contradicție cu tratatele existente încheiate anterior de Republica Moldova și nu necesită cheltuieli financiare suplimentare pentru implementarea lui. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări. Vreau să vă aduc la cunoștință că partea canadiană deja a ratificat acest acord, rămâne să notifice partea Moldovei. Deci, în concluzie, reieșind din importanța intensificării relațiilor economice existente între aceste state și interesul ambelor părți, rog susținerea pentru ratificarea acestui acord. Da, mulțumesc. Acord. Eu văd o întrebare. Doamna Roșca Veronica, aveți o întrebare? Nu este. Mulțumesc. Doamna Drăgălin, luați loc, vă rog. Nu aveți întrebări. Invit Comisia de Bază, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, domnul Reniță, vă rog. Doamnă președinte, onorat plen, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a examinat prezent proiect de lege și constată următoarele. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, conform prevederilor alineatului 1 al articolului 11 din legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, face parte din categoria tratatelor internaționale supuse examinării și ratificării de către Parlament. Prezentul acord bilateral interguvernamental a fost semnat la Ottawa la 12 iunie 2018
pentru consolidarea raporturilor economice și investiționale moldo-canadiene și crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea activității investiționale a agenților economici din ambele țări. Acordul reglementează condițiile de promovare și protejare reciprocă a investițiilor, modalitățile de reglementare a disputelor, termenii de intrare în vigoare, modificare și denunțare a acestuia. Prevederile acordului sprijină și protejează rezidenții statelor părți în amplasarea investițiilor, garantează un tratament corect și echitabil a investițiilor unei părți contractante pe teritoriul statului celelalte părți contractante, contribuie la dezvoltarea cooperării comercial-economice moldo-canadiene în domenii de interes reciproc, ceea ce ulterior va avea un impact pozitiv asupra fluxului investițiilor străine directe în țară, dar și a comerțului bilateral. Potrivit articolului 41, acordul respectiv va intra în vigoare urmare recepționării notificărilor de către ambele părți cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens și va rămâne în vigoare în cazul în care nu va fi denunțat, notificând în scris cu un an înainte cealaltă parte contractantă. Prezentul acord nu amendează, nu implementează și nici nu substituie vreun tratat existent și nu necesită adoptarea de noi acte normative sau modificarea legislației în vigoare. Prevederile acordului nu contravin politicii externe promovate de Republica Moldova și nu afectează drepturile și obligațiunile asumate în conformitate cu alte instrumente internaționale la care statul nostru este parte. Comisiile permanente ale Parlamentului au prezentat avizele pozitive, pronunțându-se pentru examinarea și adoptarea proiectului de lege vizat. Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului a emis de asemenea un aviz favorabil. Având în vedere cele menționate mai sus, în temeiul articolului 27 și articolul 56 din regulamentul Parlamentului, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune Parlamentului să adopte proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor cu numărul 118 din 11.07.2019 în prima și în a doua lectură. Mulțumim, domnul președinte, întrebări nu aveți. Coraportor Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, domnul Munteanu, vă rog. Cum doriți. Toți suntem grăbiți astăzi, spune. Domnul președinte, distinși colegi, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul în cauză, prezentat cu titlul de inițiative legislative de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat la Ottawa la 12 iunie 2018 este un acord bilateral, intergovernamental și stabilește principiile juridice de bază menite să extindă dezvoltarea colaborării comerciale economice, precum și să încurajeze și să creeze condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, ceea ce va avea consecințe favorabile pentru asigurarea protejării investițiilor și promovării lor de către ambele state. Potrivit acordului, părțile contractante vor încuraja crearea condițiilor favorabile pentru investiții pe teritoriul lor de către investitorii celorlalte părți contractante și vor acorda un tratament numai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor investitori, se vor abține de la orice măsuri discriminatorii sau nejustificate. Acordul în cauză va avea consecințe favorabile pentru asigurarea protejării investițiilor și promovării lor de către ambele state și implicit asupra intensificării și dezvoltării relațiilor economice și investiționale moldo-canadiene. Potrivit autorului, prevederile acordului sunt compatibile cu normele juridice naționale și internaționale aferente domeniului respectiv. Implementarea proiectului de lege nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. Acordul rămâne în vigoare până la momentul când o parte notifică intenția sa de denunțare acesteia, care va fi efectivă după un an după ce notificarea a fost primită de către cealaltă parte. În ceea ce ține de investiții
sau angajamentele de investire realizate anterior date la care denunțarea acordului devine efectivă, prevederile acordului vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de 15 ani. Urmarea examinării proiectului de lege în cauză, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune proiectul de lege spre examinare în cadrul ședinței plenare ale Parlamentului. Mulțumim, domnul președinte. Luați loc, întrebări n-aveți. Stimați colegi, a fost propunere de a fi votat în prima și a doua lectură. Proiectul de lege numărul 118 din 11 iulie 2019 privind ratificarea acordului protejarea reciprocă a investițiilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei. Cine este pentru a fi votat în prima lectură, rog să votați. Unanim, practic. Și acum supun votului acest proiect de lege sub numărul... Stimați colegi, supun votului pentru a fi aprobat în lectura 2 proiectul de lege numărul 118 din 11 iulie 2019. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog să ne dați rezultatele. Sectorul 1. 27. 27. Sectorul 2. 31. 31. 31. Sectorul 3. Sector 3. 21. 21. Cu 79 de voturi, proiectul a fost aprobat în lectura 2. Următorul proiect este proiect de hotărâre. Numărul 143 din 23 iulie, inițiator domnul Sârbu. Da, poftiți. Domnul Sârbu, conectați. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați colegi. În baza deciziei fracțiunii se prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Parlamentului privind componența numerică și nominală a biroului permanent al Parlamentului. La articolul 3 din hotărâre, poziția Pavel Filip se substituie cu poziția Dumitru Diacov. Atât, vă mulțumesc. Da, mulțumesc și asta este dreptul fracțiunii. Eu pur și simplu trebuie să supun votul. Cine este pentru a fi făcut, efectuată această modificare? Proiectul de hotărâre sub numărul 143 din 23 iulie 2019. Vă rog să votați. Practic unanim, proiectul este adoptat. Stimați colegi, acum este, vă rog să... Încă puțin timp, foarte calm. Este ora interpelărilor, dacă are cineva interpelări. Domnul Diacov, vă rog. Doamnă președinte, eu nu am o interpelare, dar am o sugestie. Noi am ales câteva comisii speciale, comisii de anchetă, care își derulează activitatea în fiecare zi. Eu am o sugestie ca membrii acestei comisii să facă mai puține declarații pe parcursul acestor, să-i interpeleze, să-i cheme oamenii, fiindcă pe urmă nu o să aibă ce raporta. Ei în fiecare zi fac declarații. Am luat act, domnul Diacov, suntem la ora interpelărilor. Interpelări care sunt? Doamna Tauber, dacă aveți o interpelare, prima dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte. Văd că dacă nu începem ședința cu comentariile noastre, deja uitați de noi, dar avem câteva întrebări. Prima interpelare este adresată ministrului Finanțelor, stimată doamnă ministru Natalia Gavrilița. Guvernul Republicii Moldova se angajează într-un nou acord prin care va spori și mai mult datorie externă a țării noastre. Este vorba despre acordul de împrumut în valoare de 200 de milioane de euro cu România. În acest context, rog să mi se comunice care este suma totală a datoriei externe a Republicii Moldova, cărui stat, cărei organizații internaționale, căror altor entități guvernul nostru le datorează bani și cât anume, precum și care sunt termenele de restituire a acestor credite, ce dobânzi sunt plătite pentru fiecare împrumut aparte și care sunt eventualele posibilități de restructurare a acestor datorii. Vă mai rog să-mi comunicați dacă ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți, mă adresez acum la doamna Gavrilița, are un plan de restituire a acestor credite. Stimați colegi, da, totodată, mulțumesc. Stimați colegi, eu am să fac anunțuri importante. Dumneavoastră plecați. Da, mulțumesc, îmi cer scuze. Vă rog, continuați, doamna Tauber. Mersi foarte mult, doamnă președinte.
Totodată rog să fiu informată care este suma anuală pe care Republica Moldova o plătește fiecare organizație internaționale la care este membru. Și a doua întrebare este adresată Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnului Nicu Popescu. Solicit să mă informați dacă instituția pe care dumneavoastră o conduceți dispune de o analiză temeinică privind justificarea politică, economică sau de alt orden a prezenței în calitate de membru a Republicii Moldova în organizațiile internaționale la care țara noastră a aderat. Rog să-mi fie prezentate aceste analize pentru fiecare organizație internațională în parte. Totodată, în analiză pe care o solicit, rog să fie făcută o evaluare a beneficiilor de care se bucură țara noastră în calitate de membru al unii sau alte organizații internaționale, rapoarte de cheltuieli financiare suportate în legătură cu statutul de membru în fiecare dintre aceste organizații. Pe marginea ambelor interpelări, rog să fiu informată în scris. Vă mulțumesc. Mulțumim. Următoarea interpelare din partea domnului Carp Lilian. Îmi cer scuze, domnul Carp. Ce problemă? Roșca. Da. Veronica. Da. Îmi cer scuze. Da. O sesizare pentru Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Protecția Dreptului Copilului, Avocatul Copilului, cât și Consiliul Raional Cahul și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Este o sesizare cu privire la, în urma informațiilor parvenite de la cetățeni, vă sesizez despre acțiunile discriminatorii și abuzive admise de către domnul Valeriu Baban, șef al Direcției Generale Învățământ Cahul, în raport cu 5 elevi din cadrul Liceului Teoretic Ion Creangă din oraș Cahul. În fapt, 5 elevi ai Liceului Teoretic Ion Creangă din oraș Cahul, din clasa 6, 8, 9, cu vârsta 10, 14 ani, au fost organizați pentru a da curs invitației de a participa la activitățile taberei de creație pentru copii din județul Galați, Pădurea Gârboavele, România, pentru perioada 15-19 iulie 2019. Invitația a venit din partea doamnei consul. Respectiv, în data de 15 iulie, la ora 5:30 dimineața, copiii, însoțiți de un adult, au pornit spre destinație, fiind așteptați la ora 6, în Vama Oancea, de transportul asigurat de către partea română, care trebuia să le asigure transferul spre tabără. Odată ajunși în vamă, elevii Liceului Teoretic Ion Creangă au fost îmbarcați în microbuz, în conformitate cu lista prestabilită și coordonată cu administrația taberei. După îmbarcare, copiii au fost rugați să aștepte ceva timp pentru a porni. La ora 7 s-a prezentat în fața locului un alt grup de copii de la un centru de creație, sub temeiul că ei sunt cei așteptați și în drept să plece. În consecință, elevii de la liceul Ion Creangă au fost obligați să coboare din transport. Din cele relatate, acest schimb de copii a fost posibil la insistența domnului Valeriu Baban, pe motiv că au fost unele neînțelegeri. Într-un final, 5 copii au fost lăsați în vamă la ora 7 dimineața, stresați, demoralizați, cu ochii în lacrimi, fiind obligați să facă cale întoarsă cu mașină de ocazie. Rog instanțele abilitate să analizeze cele expuse, să fiu informată în formă scrisă despre cele întâmplate. Mulțumesc! Mulțumim! Următoarea interpelare, domnul Bătrânce Vlad. Vă mulțumesc, domnule președinte. Repetat, ne adresăm la Guvernul Republicii Moldova, în special Ministerul de Interne, în vederea situației la trasee naționale Creuleni-Chișinău și Anini-Noi-Chișinău. Deja ne-am adresat de câteva ori, însă vedem că continuă să circule pe acele trasee transport de mare tonaj, de peste 30 de tone, chiar și acolo unde sunt indicatorii rutieri care interzic circulația transportului cu tonaj mare, inclusiv în zilele când temperaturile sunt peste 30 de grade de căldură. Constatăm că și zilele acestea mii de mașini pe zi circulă pe acele trasee. Aducem aminte că statul Republica Moldova, bugetul public, alocă anual 10 de milioane de lei pentru reabilitarea acelor trasee, însă vedem că traseele sunt distruse practic zilnic de aceste mașini. Constatăm că dacă înainte aceste mașini de mare tonaj care deservesc mine din Creuleni și Anini-Noi au fost chiar supravegheați și conduși de către poliție, astăzi poliția practic nu intervine
în acest sens. Anterior m-am adresat în legislatura precedentă și organele de drept, organele de stat au întreprins măsuri și au amendat, au fost două amenzi de 5 și 6.000 de lei, ceea ce este 11.000 de lei, însă statul investește 10 de milioane în reabilitarea drumurilor. Totodată cer Ministerului Finanțelor să investigheze sau să verifice activitatea financiară acestor întreprinderi, deoarece cunoaștem că ceea ce ține de raporturi fiscale și financiare, aceste întreprinderi practic nu raportează tot volumul de activitate financiară acestor întreprinderi. Vă mulțumesc. Mulțumim. Următoarea interpelare, domnul Riniță, Iurie. Mulțumesc. După glorioasa reformă a pensiilor din precedenta guvernare, urmarea cărei a sporit considerabil discrepanța dintre pensionarii cu pensii minime și cei cu pensii de peste 20, 30, 40, 50, 80 de mii de lei lunar, solicit doamnei Tatiana Popa, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, care actualmente exercită și interimatul acestei instituții, prezentarea următoarelor informații după cum urmează. 1. Care este numărul concret de pensionari din Republica Moldova cu pensii pentru limita de vârstă care primesc lunar pensii de 20.000 de lei, de 30.000, de 40, de 50.000, adică de la 20.000 până la 100.000 și mai mult? Din ce categorii sociale și profesionale fac parte acești pensionari cu indicarea separată pe fiecare categorie? Cine sunt aceștia? Foști și actuali judecători, procurori, milițieni și polițiști, foști caghebiști și securiști, funcționari bancari, cei din sistemul asigurărilor, care este cea mai mare pensie din Republica Moldova? 2. Din ce an s-au majorat pensiile pentru aceste categorii de pensionari și care au fost actele legislative și hotărârile guvernamentale care au stat la baza majorării considerabile a pensiilor? Solicit în special să faceți referire la perioada anilor 1999-2003, când nu exista restricția de plafonare. 3. Care este cota parte în procente a acestor pensionari cu pensie de la 20.000 până la 100.000 din suma totală a bugetului anual alocat sistemului de pensii al Republicii Moldova? 4. Ce acțiuni legislative și decizii guvernamentale se impun în prezent pentru stabilirea unui sistem de pensionare echitabil, având în vedere că anterior au fost utilizate metode și calcule care au distorsionat de o manieră total inacceptabilă calcularea pensiilor pentru pensionarii cu limita de vârstă? 5. Deoarece subiectele respective sunt de maximă importanță și interes major pentru toți cetățenii, dar mai ales pentru pensionarii din Republica Moldova, solicit ca informația respectivă să fie prezentată în plenul Parlamentului, iar cea în scris să fie transmise în termenii stabiliți de legislație în vigoare. Mulțumim, stimați colegi, până ofer cuvântul următorilor deputați, fiindcă mai avem câțiva deputați care au solicită interpelare. Toți deputații care astăzi au vociferat și ulterior, conform articolului 125, toate interpelările se depun la secretariat înscris. Vă rog să țineți cont de acest fapt. Următoarea interpelare, domnul Carp Lilian. Lilian Carp, fracțiunea. Da, PAS. Acum. Am o întrebare către, o interpelare către Curtea de Apel Cahul. Ce a stat la bază când a fost dat în căutare doar pe teritoriul Republicii Moldova deputatul Ilan Șor, când noi știm că există o hotărâre că omul a plecat din Republica Moldova ilegal și de ce nu este dat în căutare internațională? Și doi, către Ministerul Afacerilor Interne, dacă a inițiat procedurile de dare în căutare a cetățeanului Ilan Șor, văd că el se laudă că știe foarte multe și este bine să vină omul să spună tot ce știe
Și rog cetățenii Republicii Moldova, dacă îl vedeți cumva pe el în șor, pe undeva, dați-ne de știre unde este, chiar dacă se află și la locurile sfinte. Mersi mult. Mulțumim. Următoarea interpelare, doamna German Doina. Dar nu n-a fost, asta este interpelare, ce fel de răspuns? Stimați colegi, calmați-vă spiritele. Doamna German, vă rog. Nu aveți. Următoarea... Doamna Tauber, calmați-vă. Stimați colegi, nu discutați între dumneavoastră fără microfon, fără a fi conectat microfonul. Următoarea interpelare, doamnul Marian Radu. 5 milioane furate de la Coțoaică. Da, vă rog. E boala dacă nu se lecuiește la timp, e recidivează. Domnul Radu, conectați-vă, vă rog, microfonul. Este. Bună ziua. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu, de fapt, am un anunț mai pozitiv. Astăzi, la ora 16, în Parlament o să vină un cor de peste 130 de copii, un proiect foarte mare organizat de UNICEF, din toate etniile Republicii Moldova. Deputații care vor să vină să salute acești copii sunt invitați aici în plen la ora 16. Da, mulțumesc. Următoarea interpelare, domnul Botnar Alexandru. Vă rog că... La sfârșit anunțurile, cine are anunțuri sau altele, noi acum suntem la ora interpelărilor. Domnul Botnar Alexandru, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte, Alexandru Botnar, deputat. Aș vrea o rugăminte cei ce ține de proiectul Drumuri Bune, care este legat de autoritățile publice locale, nivelul 1 și nivelul 2, mai îndeosebit primarii din Republica Moldova, care nu este niciun răspuns clar astăzi din cadrul Ministerului Economiei, care este situația și totuși ce va fi mai departe. Mai avem o lună de zile și intrăm în toamnă, dar niciun răspuns nici prin presă concret nu este și rog ca ședința următoare a Parlamentului să vină Ministerul Economiei cu careva explicații sau pașii care vor fi mai departe ca să fie o claritate pentru toți primarii care astăzi așteaptă cât de cât aceste proiecte, mai mari, mai mici, cum a fi, dar la concret să vină cu lămuriri asupra acestui proiect inițiat mai demult și care astăzi stă stopat și nu cunoaștem nimic. Mulțumesc! Mulțumim, interpelare, vă rog să o depuneți. Doamna Tauber, aveți interpelare? Nu, răspuns nu se permite, noi nu suntem la dezbatere, aici nu v-a avizat pe dumneavoastră personal, de ce vă rog? Stimați colegi, acestea au fost interpelările, anunțul care am vrut să vă fac pentru dumneavoastră toți, cu toții cunoașteți, pe 29 iulie se sărbătorește ziua Constituției. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la data de 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare pe data de 27 august 1994. Pe data de 29 iulie curent vor fi organizate manifestări festive la Palatul Republicii, toți deputații mi se pare că au această invitație, vă rog să participați. Următorul anunț este, stimați colegi deputați, noi conform prevederilor constituționale, noi pe data de 31 iulie trebuie să închidem sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului. Ieri ședința biroului a adoptat hotărârea respectivă și sesiunea de primăvară-vară se încheie pe data de 31 iulie. Săptămâna viitoare, ținând cont că guvernul va fini cu unele proiecte, inclusiv și cu rectificarea bugetului și alte proiecte, eu pot să am răbdarea și să vă ascult pe toți. Stimată doamnă, vă rog să vă ocupați locul acolo unde este. Următoarea ședință plenară a Parlamentului va avea loc marți. Biroul se va convoca luni, vom decide care va fi ordinea de zi, ieșind din ce cu ce urmează să propună și comisiile. De ce vă rog comisiile, cele care mai aveți careva proiecte la examinare, vă rog să vă convocați luni și să examinați aceste proiecte, că marți putem să le dezbatem. Marți și miercuri vor avea loc ședințele plenare a Parlamentului. Vreau să vă atrag atenție, stimați deputați, chiar dacă sesiunea o închidem pe 31 iulie, dar
o să fie mai multe inițiative care trebuie să le aprobăm. Noi am avut timp destul pentru odihnă, 3 luni de zile, Parlamentul n-a fost funcțional. De ce noi vom face și ședință, ieri am discutat la ședința biroului, vom convoca și ședință mai neordinare, extraordinare a Parlamentului, unde vom examina careva proiecte de legi care țin de activitatea, bună funcționare a statului. De ce începând cu data de 12 iulie, este recomandabil ca toți deputați... August. Începând cu data de 12 august, e recomandabil toți deputații deja să fie pe loc. Probabil că 13, 14, 15 vor fi niște ședințe neordinare a convocate a Parlamentului, ca să nu zică cineva că a cunoscut sau n-a cunoscut. Va fi necesar să muncim toată luna august? Vom decide, vom convoca biroul și vom munci și toată luna august. De aceea, eu vă rog foarte mult, stimați colegi, să ne conformăm acestor decizii. Luni vom convoca ședința biroului, vom lua decizia cum, cât de frumos, închidem sesiunea de primăvară-vară. Sigur că eu am să propun ca fiecare fracțiune să vină și cu o luare de cuvânt din partea președinților fracțiunilor. Asta ar fi corect, să revenim la această practică. Vă mulțumesc și vă doresc un sfârșit bun de săptămână.